Salut, suntem Radu și Bogdan. Da, numele meu. Tocmai ne-am pregătit, ne-am făcut bagajelul pentru că vom merge timp de 4 zile într-o nouă aventură. Adventure. Fără bani. Asta e, noi trăim tot timpul fără bani, mai ales tu. Ideea e simplă, trebuie să ajungem la Praga. Praga. 120 de euro drumul dus până la Praga, drumul întors. Zero. De acolo, asta e toți banii pe care avem. De acolo va trebui să ne descurcăm, să vedem cum ne întoarcem înapoi. Fără niciun bani. Având în vedere că suntem pe data de 19 decembrie, avem cel mult 4 zile să ajungem acasă, pentru că altfel vom fi linșat și de soție și de copil. Și Bogdan, nu cred că mă iau foarte serios. Mergem la Praga. Bogdane, Radu, mă simt în siguranță lângă tine. Dacă n-ajung acasă de Crăciun, mă dorim cu Praga, venim. Cu ăsta mea. O să plângem în Praga. Ce faci, mă, filmezi? Oricine vrea să ne sponsorizeze, e ok. Visăm să facem ocolul pământului în 4 zile fără nimic la noi. Din când în când o să ne vedeți făcând chestia asta la cameră. Se înclină avionul. Ajungem în Praga. Am ajuns în Praga și nu ne așteaptă nici dracu. Ce facem? Information. Hai, întrebăm, întreb tu? Da, întreb eu, da. Nice. Hello. Which are the possibilities to get into the city? Bus and then underground. Buses. There is any free way to get there, like touring no or tourist or something like that? No. Okay, thank you. Nu există free way, bro. Sunt total de uzolat. Putem să luăm un autobuz, probabil de acolo. Putem să luăm underground, au zis ei, un soi de metro. Sau taxiul. Și nu mai fi autobuzul, numai că eu nu vreau să mă urc în autobuz fără bilet. Mă sui într-un taxi, îl rugăm frumos să ne lase lângă un parc. Și atunci când ne ajungem lângă parc, fugim. Dar nu, că aia este ca un fel de furt. Bogdan? Bogdan, e imposibil să fie supărat că s-a suit în mașină fără să vrea. Fucking fraier și nu fuge. Hai, ce prostie. Bă, tu ești tupit. A fost cea mai proastă idee. De ce mai pot să mă urc în taxi? Păi, oricum asta urma să facem, nu te mai căca pe tine. Cu ce să plătim? Ce, ați țipat pe noi? Nu, a fost super drăguț. Hai, las-o. Ba, p***. Suntem în Praga. Se lasă seara. Încercăm să ajungem în centru. Problema e că încă nu știm direcțiile, adică de-abia am aterizat. Ideea este că încep să fiu puțin îngrijorat. Dacă până acum mi s-a părea super fun, am o mică problemă cu unde să dormim la noapte. Cel mai nasol e, când călătorești ca noi, e că n-ai unde să te duci. Și dacă cumva ți se face puțin foame și vezi chestia asta, n-ai ce să faci. Sunt relaxat, bro, nu mi-e foame deloc. Care e scopul nostru? Să ajungem repede înapoi la București? În
până pe 23, am zis. Da, până pe 23. Mi se părea foarte realizabil în București chestia asta. Numai că ne-am întrevistat aici și habar n-avem de unde să o apucăm. Pentru că, pur și simplu, de noapte și suntem pe stradă. Adică, unde dracu te duci? S-a făcut deja noapte. E superbă Praga. O urăsc. M-am strădat de dealurile astea. Sper să ajung cât mai repede în centru. E acolo unde-i turnul ăla. Clar, cea mai deșteaptă mișcare a fost să ajungem seara în Praga. Nu știm unde să mergem, nu știm unde ce-am putea face, ar trebui să... Să ce? Ce avem azi de mâncare? Noi avem pâine cu sare. Go down, go down, go down, go down, and this is the hotel. But not ours. Mă simt pe Marte. Deși strada asta chiar e foarte frumoasă. Mi s-a făcut friguț. Cred că singurul spațiu în care voi putea dormi la noapte o să fie ăsta. Bine, n-am un perete și n-am două geamuri. Dar în rest e ok. Nu știm unde mergem. Nu știm unde suntem. Nu mă uit decât la hosteluri. Uite-te. Ia uite. A, uite ce frumos. Asta e un hostel? Nu știu, pare ceva drăguț. Suntem într-o mică piațetă. Aici este o biserică. Eu sincer vreau să intru pentru că mă gândesc că e un loc foarte bun de stat la noapte. Hai să mergem la altul. Nu știu de ce se uită toată lumea la mine. Suntem frumoși. Nu, cred că ne-am plimbat de-a aiurea. E un concert de Crăciun. Vreau să stau, dar nu știu dacă putem sta prea mult. Deci găsim un loc unde să dormim. La cât o să dormim, putem să găsim un loc și unde să nu dormim. Oricum, Catedrala Mântuirii Neamului o să fie mai mare decât mult asta. Asta. Și probabil mult mai frumoasă. Da. La noi o să fie cu sfinții. Ei au cungerași. Ce mă bucur că sunt aici. Că și la ei artiștii sunt săraci. I-am văzut pantofii solistului. M-am pușit un râs în momentul când a deschis cărcățelul ăla la care m-am uitat toată ziua. Cu papucii aia scofâlciți. Nu pot să crezi și am zis același lucru. Bă, frate, erau atât de scofâlciți încât am zis, frate, săracuț, îți baia de capul. I-am zis că și la ei artiștii sunt săraci. Da, m-am uitat, era praf. Hai încolo, că încolo n-am fost. Nu știm exact în ce direcție să o luăm, nu știm orașul, nu știm nimic. Ce față! Ne uităm ca proști la toate căcaturile și nu știm ce să facem încolo, stânga sau dreapta, înainte, înapoi. Bine, am niște mai vagă idee în ce direcție să merg pe cuvântul. Radu. Radu care zice să întrebe dacă știu ăștia vreo variantă de dorit. Tot ce vreau să zic e că n-am nicio speranță că mă găsi ceva. Oamenii ăștia vor să facă bani. Ce față de prost are. S-a uitat la mine că l-am ciudat. Ești ciudat. Dacă tu crezi că poți să găsești ceva aici, cred că mai mare succes am avea dacă am intrat, uite, într-o dată și-am cer o bere, m-am vrețit. Nene, de Crăciun, dă și mie o bere. Nene, Crăciun, ne dai și o bere. Dar trebuie să fim muci. Acum e rândul lui Bogdan să-și încerce norocul. Mamă, ce drăguț ar fi. Oricum, dacă nu o luăm toată noaptea, până la urmă unii o să ne lase. Nu bag picioare. Uite aici. Nu, hai să mă încălcăm. Acolo se termină.
să-și încerce norocul. Dar nu cred. Sunt drăguț ar fi să fie niște oameni buni și zic, oh, băi, e frig, mă, băieți, mă. Dacă, băi, e frig, uitați ce o cană de ceai caut. Sunt fully booked. Da, Bogdan tocmai a încercat hostelul care se cheamă Residence Hotel. Hai mă, de oboseală nici nu mai vedem, frate. Mă uit la hotelurile astea și nu mă gândesc de la... Wow, nu mă gândesc decât la cât de cald trebuie să fie în aur. Și cât de moale trebuie să fie pat. Hostel. L-au lăsat de prost pe Bogdan singur. Ce-ai zis, mă? A zis că mai are locuri. Așa? Și-a plecat. A început să-mi se explic și m-a luat peste picior. Eu nu mai intru. Data viitoare intri tu. Îi arată o hartă. Poate știe domnișoara de unde să ne cazăm. Cât de tare ar fi. Oh my god. Oh my god, oh my god. Apoi de frig. Te-a dat adresa la un alt hostel. Mi-a zis să venim după ora 11 și ne lasă să dormim în bucătărie. Nu te cred, să fac. Ba da. Ne lasă să dormim în bucătărie și să plecăm la 8 dimineața. Thank you. Thank you so much. Nu pot să cred. Ba da, mi-a pe hartă asta mi-a încercuit aici ca să nu pierdem, nu rătăci. Mai avem 3 ore de stat. De ars ca proști. Seara dormim pe ceva, frate, și în cald. Oh, băi, minunat asta. Există un spirit al Crăciunului. Doamne, ce ne mai distrăm! E ora 8 dimineața și sunt doi oameni speriați, zici că toată lumea e în concediu aici. Nu e nimeni. Da, dar mi-am întrezit. Asta e locul unde am dormit azi noapte. Am ajuns aici pe la vreo 11:30, cred. Nu avem bani, dar fata de acolo a fost foarte drăguță și ne-a lăsat să intrăm în bucătărie, unde mai dorm și alți oameni. Am dormit exact pe banca asta aici, cu haina sub cap. A fost excepțional, adică e cald, în primul rând. Thank you, Mango Hostel. A început să vină lume și trebuie să o luăm la picior să vedem ce facem mai departe astăzi. Bye! Nu ne-au lăsat să-i filmăm, dar i-am filmat noi scurt. How do you say thank you? De cui? De cui? Bye! Măiculiță, s-o iau la stânga sau s-o iau la dreapta? E greuț? Important e să o faci cu stil, cum ziceam. Dacă e nevoie să batem pe cineva pentru 10 euro, ne găsiți doi români. Doi, uitați ce am primit. Cafea. Yay! Gratis. Eu aș vrea să încerc chestia cu sângele. Mică frică așa, ca la frigul ăsta dacă mai dănești și sânge și până stau pe afară. Nu știu ce îmi dau ăștia, știi? Asta e... Hai să mergem la un spital să întrebăm. Hai! From the inside of a statue. Ah, uite, podul cu lacăte. Dacă am avea un lacăt, am putea să ne punem o dorință, nu? Vreau să ajung acasă pe 23. Nu cred că Muzeul Comunismului ar trebui să aibă imaginea asta. Nu știu ce să zic. Nu așa am văzut comunismul. Am întrebat pe cineva mai devreme unde ar fi cam cel mai apropiat spital și ne-a arătat acum la ediția asta. Și acum traversăm parcul ăsta. Este mai mult decât un parc.
Eu sunt atât de bău încă m-am luat după cretinul ăsta și am ajuns pe aici, deși noi căutăm un spital. Excuse me, hospital e gard acolo, unde căcat te duci? Pe unde, frate, că trebuia să traversăm în partea aia ca să ajungem la hospital. Mergem într-o pădure. Cretinul a luat-o pe partea aia, s-a dus în tractorul. Spital. Cum te simți? Învingător. Nu. Puteam să iau și pe trotuar, sunt convins. Asta e farmacie. I want to ask you if I could donate some blood for some money here in Prague. You can donate Prague. Blood for money? Yeah. No, it's impossible here in this hospital. But do you know where? Okay, so this is the address of the hospital. Thank you so much. Have a good day. Bye. Trebuie să mergem la alt spital. Da? Trebuie să luăm un tramvai aici, că 22, dar nu știu cum. Sau mergem tot pe jos. Foarte. Hai! Pe jos, pe jos! Uite, 22! Hai să mergem pe linia lui, ca ce mă n-ai ce să facem? Auzi, de ce e încolo? A, dar nu, pe linia, n-am zis să mergem după el. În ce direcție trebuie să mergem? După el! Aoleu, ce proști suntem! Asta e. Am ajuns. O să văd acum dacă se poate să facem schema asta. Transfuznii, odelenii. Nu poți să intri în primul rând. Îl aștept pe Bogdan aici. O să aflăm de la el ce a făcut. You speak Czech? No, just English. You must speak Czech. Ok. La mine e simplu, eu nu doresc să încep pentru că am tatuaje. Și din câte am înțeles, nu se poate, doamne, ce frig e! You can go to Tomaier Hospital. You can write me. Nu știu ce face Bogdan. Poate dă sânge. Prag for Kerch. Kerch. Yes? Thank you so much. Thank you. Eu după asta am să încerc să mă duc la o agenție de casting pe care o știu. Ar fi minunat să mă duc să zic: avem nevoie de față ca a ta. Uite, poftim. Și banii imediat după filmare. Cum a filmez? Nu o să se întâmple asta. Te-o dat? Nu, trebuie să mergem în altă parte. Aici, ca să donezi, trebuie să știi ce. You fucking kidding me? Nu. Ne vedem la Praga 4. La Cârci. O să luăm tramvaiul, că nu mai putem nici de frig, nici așa. Ne rugăm la Dumnezeu să nu vină control. Mie târșeală să mă sui așa, n-am aruc. Au trecut 7 stații din 8. Încă n-au urcat absolut niciun control. Am scăpat! Nu mi-a plăcut deloc, mă bucur că nu m-a prins controlorul, numai că nu mai aveam timp. Mulțumim ce i-ați promit că data viitoare când ați să vin cu bani am să-mi iau 2 bilete. Și am să zic că unul e pentru data trecută. Somaierovna nemoclinice. Nemoclinice. Ok. Asta e? E practic a doua zi când suntem aici. Și câți bani am făcut? Zero. Mamă, vreau undeva înăuntru că nu mai pot de frig, frate. Te bag la căldură. Tot timpul mi-am e esența vieții. Eu stau la căldură, stai liniști. Da. Să rămână. Hello. Can pack de te? Do you speak English? We could donate blood here. I mean, I have a insurance. You are from Romania. Yes. Okay. I'm healthy. I didn't eat anything today, so. Okay. You are on a short time staying here. Yeah. It's such a situation. It has no sense because it's not possible. Yeah. Magie. But thank you very much. Thank you. No, thank you. For your effort. Thank you. Okay. A fost mult mai scurt Bye. Decât mai. Bye. Happy holidays. Thank you. Happy holidays. Merry Christmas.
Ce ai făcut, Bogdane? De ce ești fericit? Eu sunt foarte trist. Nu sunt fericit deloc, ci doar mă gândesc că e o mizerie și că nu avem opțiuni. Ok. Deci am riscat o amendă de vreo 1000 și ceva de euro pentru mers fără ăla. Dar să ajungem aici, să nu se poată. În ritmul ăsta, ajung acasă după Revelion. Și asta dacă plec pe jos. Îmi pusesem speranțe în chestia asta, să mă picioară. Chiar ai crezut că poți? Chiar am crezut că se poate, da. Da? Da, da, da. And now, o să încercăm varianta mea. Mergem la casting. Dacă aș reuși să fac ceva figurație la o reclamă sau bubă, orice, duc când, pahare. Când, 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 când? Azi. Cum dacă ajungem acolo? Fie mizeria asta de casă? Asta e WC-ul. Nu cred că e WC-ul atât de elegant. Da, e WC-ul. În parc. Cu draperii la geam. Tu nu știi cum se numește agenția? Mirlik Stirlik. Mirlik Stirlik. Mirlik Stirlik. Stirlik. Mirlik Stirlik. Mirlik Stirlik. Mirlik Stirlik. Mirlik Stirlik. Uite, domnul motociclu, îți pare un curier. Hai să-l întrebă. Nearly Stirlik, Nearly Stirlik. Deja am obosit. Am alergat de mi-au sărit capacele. Nu știm unde dormim la noapte. Bă, tu ești prost? Ai fost până aici și n-ai văzut că acolo scrie Nearly Stirlik Casting Agency la second floor? Asta înseamnă să ai încredere în oarbă, în prietenul tău de lângă tine. Nici nu cred că se numește așa, se numește Nearly Stirlik, Stirlik. Ai, esclavist. Dar de unde ți-ai dat seama? Că am încercat să împing ușa. Și acum hai să fim deștepți, să și sunăm. Bine? Hello, my name is Radu, I'm from Romania for the casting agency, thank you. Hi. Jesus. Hi. Hello. Finally we've met. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you, Radu. I did not know you were here. I'm Bogdan. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. And I said, what the hell? That's you're doing a travel blog? Yeah. That's cool. And we didn't shoot you yet. So about traveling with nothing. Like no money? Yeah. Yeah. Wow. How are you? How are you traveling? I don't know. How are you like asking people to take you home and stuff? Yes, more or less. Yeah, we have to do little jobs and take some money, go to another place and stuff like that. But the problem, we have 3 days to get to Bucharest from here, now. Radu Tomai își face fișe de casting. Hello, my name is Radu Micu, I'm from Bucharest, I'm a Romanian actor. Can I see your profile? Yeah, sure. Great, and your other profile? So, tell me about yourself and some of your experience. Okay, my name is Bogdan Albulescu. I have 38. I'm an actor. All right, and show me your profile. Thank you so much. And your profile. And look back at me. Am reușit. Am fost la agenția de casting. Ne-am înregistrat. Urmează să ne sune când o să avem proiecte. Azi, mâine. Nici o șansă, spun eu. Jesus! Ce nice e! Auzi, vezi... Ce? Cârnația? Da, ce cu e? Ce cu e? Ce-i cu ei? Stai tăi? Ar putea? Poate. Ar fi drăguț să fie ai mei. Ar fi drăguț să fie ai mei, da. Uite, cineva cântă. Hai să... Da. Poate cântăm și noi. Cred că ar trebui să mai așteptăm să mai plece oamenii, să se mai liniștească afară. Ne băgăm acolo mai târziu. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-acasă, dom, dom, să înălțăm.
Când boierii nu s-a casă, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Că-au plecat la vânătoare, dom, dom, să-nălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să-nălțăm, și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm. Și-au vânat un iepuraș, thank you, thank you. Thank you. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Avem 20 de euro, fraiere. Ești prost, am crezut. Păi, îți jur că am crezut că sunt căcați din ăștia de-a lor. Nu, am văzut doi. Am văzut doi și mi-am dat seama. Gracias! Mamă, frate, când, mi-am dat seama că atunci când totuși când ești așa în situația asta în care suntem noi, chiar dacă vedem lucruri foarte faine așa, prea puși să te bucuri de ele. Îți trebuie relaxare așa un pic. Nu trebuie panică. Faza e că e 11 și eu nu mai pot, frate. Adică umblând de azi dimineață nu mai îmi funcționează creierul, frate. Nu mai pot. Am venit să scormesc în gunoiul ăla de acolo, de oamenii au strâng. A, asta n-am făcut-o chiar. Traveling in style. Nu cred că a fost cea mai deșteaptă idee să facem căcatul ăsta iarna. Acum că vorbim de lucruri deștepte și mă uit la tine, într-adevăr. E a doua noapte în care oamenii ăștia amabili ne-au lăsat să stăm în bucătăria lor peste noapte, e ora 11. Și putem ușor, ușor să ne băgăm în bucătărie și sperăm ca oamenii să plece. Asta se întâmplă când faci proiecte cu prietenii oligofren mental. Dar știi că e din dragoste. E din dragoste... Pentru Moș Crăciun. Asta este ultima zi în Praga. În câteva ore, teoretic, am reușit să strângem destui bani și să ne luăm două bilete la tren. Știi ce-i funny? Toată lumea când îi spunem train station ne trimite la metro. În 4 ore ar trebui să fim în Viena. Nu știu sigur dacă ajungem. Vedem, poate reușește Bogdan să ia măcar un bilet. Trenul nostru ar trebui să fie în jur de ora 10:30, deci ar trebui să avem timp. Ce ai făcut? Ai luat unul? Două? Unul și pentru un copil, că nu ajuns la nimic. Unul din noi e un copil. Tata? This is exit 3? Exit 3? Yes. For Vienna? For us. This day. Is that one? Are you sure? Pierdem trenul. Graț. Râge. Praha, Graț. Ce era să-l pierdem, bro? Ce zic, sper să nu avem necazuri cu jumătatea de bilet pentru jumătatea de tâmpit. Ok, avem 4 ore de mers cu trenul. Ne vedem în Viena. Dar cu câți kilometri ne apropiem de România? Deci noi în total avem 1300 de kilometri. Cred că sunt 400 s-ar putea. Le mai rămân 900 de kilometri de făcut. Deci după 2 zile am reușit chestia asta, nu? Da, da, da. Ce frumos e peisajul. Pot să dorm? Cred că e cea mai bună soluție. Mă întorc cu spatele și mă culc aici și dai tu două bilete. E bună, frate, că n-ai să trezești, da, 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 n-ai da, să da, trezești da, un puști, frate, că doarme. Nu pot să cred. Ce minte, ce minte diabolică am. Bate inima fix ca la porc înainte de tăiere.
Am scăpat și de data asta. Cred că leșin de foame. Ultima dată am mâncat alaltăieri. Am ajuns în Viena. Mâine ar trebui să o întindem către București, nu știu cum. Să încercăm autostopul, probabil. Bogdan! Mă strigă Radu. Pa! Ce facem acum? Pe bune. Scopul nostru e să... Să ne traversăm pe roșu. Orice academie de arte la pictură și la desen au nevoie de modele pentru a fi desenate, pictate, whatever. Modele. Modele. Cum? Care sunt plătite. Pa, pa, pa! Radu! Da. Orașul ăsta e mai vesel decât Praga? Da, asta am zis. Pentru acest lucru știi ce-ți dau eu ție? Nu. Golden Love. A, nu vreau. Este mult, mult mai frig aici, în Viena. Of, uite ce globuri frumoase. Da, chiar sunt foarte frumoase. Hai afară, la zăpadă. Haide, calcă și tu accelerația. Vrei să te... Ia uite ce fac oamenii aici pe mașini. Aici pe mașini nu scrie spală-mă. Aici pe mașini fac smiley face. Am o întrebare. De ce mergem atât de repede, având în vedere că pe mine mă dor ambii genunchi? Am un răspuns pentru asta. Așa? Sperăm să prindem deschis la universitate și să aflăm... Măcar să aflăm ceva de un program și să întrebăm dacă se poate. Adică chestia asta, știi? Ca să o eliminăm ca opțiune. Care ar mai fi alte opțiuni? Colindatul? Mai putem să facem un bănuț din asta. Și... Să vedem dacă au bănci de donat sperma. Hai afară, la zăpadă! Asta e facultatea de arte. E destul de mare. Trebuie să-i găsim și... Păi nu, că n-au făcut intrare. Ah, da. Băi, sigur, asta e? Nu știu, bro. După cum arată, cred că e facultatea de arte. Asta e. Rectorat? Unde e pus? Hai să întrebăm la rectorat direct. Radu? Și aici nu se vede nimic, ai întuneric. Nu, nu, nu. Nu e asta facultatea. E ceva urbanism și arhitectură. Trebuie să căutăm facultatea de arte, care e în centru. Spun sigur că e în centru. Este foarte frumos. Îți place? Unde te-am adus? Îmi place, nu mult, foarte mult. Am mai fost aici, mi-aduc aminte. Hai să nu mai mergem totuși pe stradă, pe cam mijloc, pe mijloc, așa zici că suntem Franz Josef. Uite, doamna mănâncă castanie. Atmosferă de Crăciun. Nu mai pot să vorbesc, s-a încleștat gura de... Nu, trebuie să vedeți astea ce au ăștia aici. Oh my god, nu mai sport, gata. Vreau acasă. Eu de ce m-am uitat la niște cărnuri de mi-am plouat în gură toate? Da, nu mai pot. Nici nu știu unde ar trebui să mergem și în ce direcție să apucăm. Asta e muzeu, nici asta nu e aia de arte, nu? Nu. Ok, dar unde mă duci în până la urmă? Hai să ajungem o dată, că nu mai pot. Ăsta din fața mea, ăsta e. Ăsta e? Da, ăsta e. Am ajuns la complexul muzeal de lângă palat, unde se află și o parte din universități. Apropo, toate universitățile, momentan, fiind ora 9:15. Da, toate facultățile sunt închise. Cum deci ne și așteptam, dar... Momentan o să încercăm să intrăm în petrecerea asta, în publicul ăsta. Hai, să vedem ce o să se întâmple. Am găsit un gang în care e cald. Sunt absolut răfolete. Mamă, știi cât e ceasul? Da, târziu nu e, dar pentru noi a fost copleșitoare ziua de azi. N-am făcut decât să mergem. Nu știu ce facem. Trebuie să găsim un loc de dormit la noapte. La gară. Da, cred că se poate merge, sta acolo. Te-ai mai încălzit?
Da, puțin, da. Mergem? Și eu. Mergem. E ziua 3 și n-am mâncat decât la hostel ăla niște macarone. Mi-am dat seama că am început să mă gândesc la altceva și era să dorm în picioare. Salut! Ok, e ora 1 noaptea. Da, e fix 1 noaptea. Am intrat în ziua a patra. Și să vedem cât o să putem sta în gară și după aceea pentru mâine dimineață să vedem cum reușim poate să mergem mai departe. It's okay. It's okay. Am mai găsit un loc unde putem sta. Așa mai feeric, lângă brad. Așteptându-l pe Moș Crăciun. Să ne duc acasă. E mai bun. Ce adevărat, te rog. Hai mă jos. Hai să vedem. 20-25 de kilometri poate pe jos? Cred că mai mult. Uite, suntem aici. Cineva a mâncat. S-a simțit bine. Și se duc motoarele, știi? Am uite cartonul ăla. Hai, dacă ăsta vrem să... Nu cred. E foarte bine ce faci. Frate, am zis că trebuie să călătorim în style, da? In style, we travel. Până aici am... Și tu vrei să fie frumos cartonul, drept, a? Vrei să nu ne ia nimeni? Să zic că n-au putut nici măcar să-și facă un carton drept. Băi, ce să scriu? Ungaria sau România? România, normal. Am să fac un rom mare. În România merge, da, un rom. Deci când o să intru în România o să fiu un gentleman, spun. Bogdan, întotdeauna ai fost un gentleman. Nu? Nu, și eu cred, stai tot timpul, să știi. Nu, n-ai fost niciodată. Băi, aș lua pe cineva care are chestia asta în mână? Faza e că mai devreme am descoperit ceva de care am uitat complet. Asta e o prăjitură pe care mi-am primit-o în avion, de fapt e prăjitura lui Radu, pe care a uitat-o la mine în geantă și de care eu am uitat absolutamente complet. Vreau să vă spunem că am fost gonit de aici. N-ai... Nu vreau să vă spun nimic. E gonit de vânt. Da, asta a vrut să zică Bogdan. Zările au uitat să mă mai doară. Oară, oară să mă doară? Încep să-mi ia niște spume. N-avem ce să zicem. Băi, nebună, stai mă. Stai ușor unde căcat te duci. Bă, frate, nu mai stau, tu nu pricepi. Bă, ies la ieșire din oraș. Nu mai stau, frate, adică n-am omorât pe nimeni chiar. Să-mi bag
Cât e ceasul, mă? 4:02. Chiar crezi că te ia cineva la ocazie în momentul ăsta? Doar e frate, dar nu mai stau acolo, mă. Frate, nu mai pot, e foame, mi-e frig. Oprește-mă, dar în aia, dar filmat. Ce căcat vrei, mă? Ce vrei? Oprește-l. Vezi, dă camera ta. Bă, fricos, mă, e. Gata, am ajuns. Să mulțumim oamenilor care ne-au dus. Asta a fost norocul nostru. Nu mai pot, suntem morți. Mersi mult. Ciao, drum bun, sărbători fericite. Mi-a făcut plăcere și mie. Pe Facebook ne găsești, fără granițe. Îi găsești, așa se cheamă. Ținem legătura. Ciao, drum bun, mersi mult. Da, am ajuns.